Stiamo già registrando, spiegaci un attimo qual è la situazione. Nicolae, deja înregistrăm, bine ai venit, explică-ne puțin situația. Aș vrea să atingem două puncte. Un punct, ce contract am avut cu mama mea încă de la început, pentru că... Ce înseamnă de la început, scuze-mă? Încă de când am fost în relație cu ea. De când am venit. Din viața asta, zici, da? Nu din viața asta. De la începutul, de la începutul vieților. Okay. Că poate n-a fost prima viața mea cu ea. Că ce se întâmplă? Încă am o conexiune cu ea și mă vampirizează energetic. A fost dominatoare, abuzatoare... Quindi che connessione ho con la mia madre tuttora persiste? Lui vuole sapere il contratto, che contratto ha con la madre dall'inizio delle vite, perché ancora è stata un'abusatrice, è stata un dominatrice, però si è diminuito, ma ancora tua madre, persiste. Ok, nell'attualità, nella realtà è viva tua madre, no? Este vie, da? Avem o relație normală acum, bună, îi ajut, este în vârstă. Dar ce mă doare cel mai mult, pentru că în dorința ei de a mă controla, îmi blochează energetic, eu vreau să vând crama și cu ferma și am fabrică de suc, am cramă cu vinuri, șampanii și livezi, vii și eu vreau să vând tot. Dar ea mă blochează energetic și de vreo 2 ani de când nu reușesc să vând. Quindi il problema è che sente di essere bloccato dalla sua madre, lui vorrebbe vendere tutto quello che ha, tutte le società, le aziende, eccetera, e sente di essere bloccato energeticamente dalla madre. Perché vuole che mi controlleze. Perché vuole controllarlo. Certo. Quindi tu vuoi vendere, tua madre no, e diciamo che l'azienda è familiare, quindi... No, 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 è fatta da mine, non è da famiglie. Non è familiare, l'azienda è... È fatta da mine da zero. Ok, quindi tu potresti vendere in qualsiasi momento, però lei interviene come... Interviene energetica. Oh, energeticamente, okay. Certo, ok. Perché ea se crede stăpâna mea și se crede stăpână peste tot. Lei se crede padrona mia e quindi padrona su tutto ciò che ho. Și e o problemă de ego, cum să vândă, ce zice comunitatea? Ah, e un problema de ego. Certo. Ce dice la comunità? Certo, già ho la strategia in mente, sarà bellissima. Deja am strategia în minte, va fi o strategie minunată. Și... Pentru că nu mai este menirea mea. Eu am deja un an luna viitoare de când nu mai beau alcool. Nu mai vreau să beau alcool. Quindi non sento più di fare quello che ho fatto perché già da un anno io non bevo più l'alcol, quindi figurati. Va bene, vuoi vendere, quindi sta bene. Se vuoi vendere, vuoi vendere. So. Și după tiparul mamei am atras partenere abuzatoare, controlare, dominatoare. E dal modello della madre io ho attirato nella mia vita solo donne dominatrici, controllatrici. Și am vorbit data trecută, eram cu partenera mea, cu Mihaela, care am intrat, eram sclav și ea era regina și de-aia nu mă chema în casă. Ei, m-a chemat după ce am făcut ședința, m-a chemat în casă. Extraordinar. Quindi l'altra volta, nell'altra sessione, ti ricordi, era con Micaela, quella ragazza sua, che non lo faceva entrare in casa, sì, ti ricordi? Sì, 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 sì. Dopo la sessione dice, m'ha fatto entrare in casa. Da. Și a fost o atracție irezistibilă care am avut-o față de Micaela, adică parcă am fost sclavul ei. Ei, după aia m-a mai temperat. Ea a divorțat în timp ce era cu mine și o simțeam indisponibilă emoțional, ceea ce psihologic este de înțeles. Quindi è stata questa relazione è una molto forte, irresistibile, ha detto. Nel frattempo la donna è divorziata, è riuscita a divorziare dal marito e quindi esattamente come era uscito nella sessione, lui era il schiavo e lei la regina. Sì.
o simțeam doar indisponibilă emoțional, așa cum era și mama când eram mic. La sentiva indisponibilă din punct de vista emoționalmente, così come era la madre, così come sentiva la madre quando lui era piccolo. Și pur și simplu era cu mine, dar se gândea în altă parte, nu era cu mine. Ok. Și era încă atașată energetic de fostul partener. Quindi quando stava con me solo fisicamente, però con la mente da un'altra parte. Praticamente la sentiva dal punto di vista emozionalmente che era ancora attaccata all'ex marito. Și nu a mai rezistat să stau cu cineva care este indisponibil emoțional, deși se purta frumos. Și am rupt relația acum o lună și ceva. Ok. E quindi non resisti, cioè non ci sono più resistito a stare insieme ad una persona che non è stabile emozionalmente, indisponibile emozionalmente, e quindi ho rotto la relazione un mese fa. Și mi-a venit foarte greu și încă am tendința să mă duc să o caut. È stato molto molto difficile per me, ancora c'ho la tendenza di andare a cercarla. Și încă sufăr după ea, deși nu mă simțeam bine atunci. E ceva ilogic. Da. Este un contract sì, undeva. Sì, sì, sì. Ancora soffro, ancora c'ho la tendenza di cercarla, però nonostante quando stavo con lei non mi sentivo bene. È una cosa illogica, è un contratto da qualche parte. Mă simțeam singur. Mi sentivo solo. Ok. Quindi rompere definitivamente questa relazione? Deci, să rup definitiv această relație. E relația cu la madre. Și relația și cu mama, să nu mă mai controleze energetic, să-mi blocheze și vânzarea fermei și să mă vampirizeze. Făceam meditație. Da, spuneți. Quindi con la madre vorrebbe raggiungere di non essere più controllato energeticamente. Ok, perfect. Am făcut meditație de ultimii ani cu o doamnă care vede energiile. Facevo delle meditazioni con una signora che vede delle energie. Care de când sunt cu această doamnă nu m-a mai primit, pentru că a văzut în această doamnă niște energii foarte puternice negative și o afectau. E quindi questa signora che vedeva, che vede le energie, da quando lui ha avuto questa relazione con questa donna non m-a mai primit. Non l'ha più ricevuto da lei per leggere, insomma, perché ha visto in questa donna con cui lui stava delle energie molto pesanti negative. Ok. Ceva în genul de care a văzut și mama. Ce de energie del tipo che ha visto anche nella sua madre. Și amândouă, și mama, și vedea tot timpul corzi înfipte care mă vampirizau energetic. E questa signora che vede le energie, vedeva dei fili, delle connessioni che erano collegate con Nicolae e che lo succhiavano energeticamente. Ok, possiamo cominciare? Potem să începem. Perfetto, mettiti comodo e chiudi gli occhi, Nicolae. Așează-te confortabil, drept, închide occhi. Perfetto. Chiudi gli occhi e li riaprirai alla fine della sessione. Vei deschide occhi doar la sfârșitul sesiunii. Ok. Prima di tutto, vai a un ricordo oppure a un sogno. Înainte de toate, mergi la o amintire sau la un vis. Cosa hai scelto? Ce hai ales? Sogno o un ricordo? O amintire sau un vis? O amintire. Un ricordo. Bene. Adesso, Nicolae, facciamo un'induzione un po' diversa dalle prime e quindi ti spiegherò come la faremo. Acum, Nicolae, vom face o inducție puțin diferită față de celelalte și îți voi explica cum o vom face. Adesso ti faccio delle domande su questo ricordo e le risposte che mi devi dare devono essere cortissime e velocissime. Acum eu îți voi pune câteva întrebări vis-a-vis de această amintire pe care tu ai ales-o, iar răspunsurile tale să fie rapide și fără a fi gândite. E se ti do due o più risposte, ne devi scegliere una tra quelle che ti do. Și dacă eu îți dau două posibilități de a răspunde, tu trebuie să alegi una sau două sau trei posibilități, alegi una din variantele pe care eu ți le dau. În questo ricordo è giorno o notte? În această amintire este zi sau noapte? Zi. Giorno. Fa freddo o caldo?
frig sau cald? Fred. Fred. Sei in un posto chiuso o aperto? Ești într-un loc închis sau deschis? Închis. Chiuso. In questo posto chiuso sei da solo o c'è qualcuno? Ești singur sau ești cu cineva? Solo. Come ti senti? Cum te simți? Rău. Male. Cosa è successo? Ce s-a întâmplat? Perché stai male? De ce ești rău? Sunt singur. Sono solo. Perché sei solo? De aceea ești rău? Te simți rău pentru că ești singur? Da. Sunt copil. Sì, sono bambino. Ah, che sei un bambino. Quanti anni hai? Câți ani ai? Puțin. Trei. Tre. Ok. Allora, stare da soli non è un problema. Așadar, să fii singur nu este o problemă. Anzi. Din contră. Anzi, potrebbe essere proprio il contrario. Ar putea fi chiar contrariul. Però, ognuno interpreta le situazioni in base a come è fatto. Însă fiecare din noi interpretează situațiile în funcție de cum este el făcut. Quindi vediamo prima di tutto perché per te stare da solo è un problema. Înainte de toate, hai să vedem de ce pentru tine a fi singur este o problemă. Vediamo se già riusciamo ad andare lì. Să vedem dacă reușim să mergem acolo. Se no, poi continuiamo con l'induzione. Altfel, vom continua cu inducția. Al mio 3, la tua parte subliminale ti porta la causa esoterica di questa tristezza a causa della solitudine. La 3-ul meu, partea ta subliminală, te va duce la cauza acestei tristeți pe care o ai din cauza singurătății. Al mio 3, vai lì. La 3-ul meu, mergi acolo. 1, 2, 3. Benissimo. Ti trovi in un posto aperto o chiuso? Ești într-un loc închis sau deschis? Închis. Chiuso. E lo stesso posto di prima o un altro? Este același loc de mai devreme sau un altul? Același. Lo stesso. Ok. La stessa stanza? Este aceeași cameră? Da. Sì. Bene. Adesso esci dal corpo, vai sul tetto e ti guardi dall'alto. Acum ieși din corp, mergi pe tavanul camerei și te privești de sus. Da quale parte del tetto ti stai osservando? Din care parte a tavanului te observi? Destra, sinistra, avanti o dietro? Dreapta, stânga, înainte, înapoi. Din dreapta, din spate. Destra, da dietro. Benissimo. Da questa posizione puoi vedere tante cose. Din această poziție poți vedea multe lucruri. Anche le cose invisibili agli occhi fisici. Și lucrurile invizibile ochilor fisici. Per esempio, guarda la tua tristezza e dimmi in quale parte del corpo la vedi. Spre exemplu, privește tristețea și spune-mi în care parte a corpului se află. In quale parte la senti? În care parte o simți? Nel petto, ok. E dimmi, questa tristezza nel petto, di che colore è? Spune-mi această tristețe din piept, ce culoare are? Scura o chiară? Închisă sau deschisă? Închisă. Scura. Scura tendente a quale colore? Închis cu o tendință spre ce culoare? Spre negru. Nero. Nero, ok. Facciamo così adesso. Devi dire a questa energia nera nel petto di uscire fuori dal tuo petto e di mettersi davanti a te. Acum trebuie să-i spui aceste energii negre din pieptul tău să iasă în afară și să se poziționeze în fața ta. Bene, sta uscendo. Bine, acum iese. Da quale parte sta uscendo? Din care parte iese? Da quale parte del corpo sta uscendo? Din care parte a corpului iese? Sempre dal petto. Perfetto. Quando è uscita completamente e si trova davanti a te, dimmelo.
când a ieșit complet și se află în fața ta, anunță-mă. E già di fronte a te, perfetto. Este deja în fața ta, perfect. Dimmi un po', questa energia nera di fronte a te è più alta o più bassa di te? Spune-mi un pic, această energie din fața ta este mai înaltă sau mai scundă decât tine? È più alta o più bassa? Mai înaltă sau mai scundă? Alta. Alta. È magra o grossa? Este subțire sau groasă, grasă? Groasă. Grosă. Più o meno? Che forma? Mai mult sau mai puțin, ce formă are? Più o meno. Mai mult sau mai puțin? Umană. Formă de corp. Forma del corpo. Forma de un corp uman? Forma unui okay. corp uman. E un corp uman maschile o femminile? Este un corp uman masculin sau feminin? Masculin. Maschile. Ok. E questo corp uman maschile è un corpo giovane, adulto o anziano? Acest corp masculin uman este tânăr, adult sau bătrân? Adult spre bătrân. Adulto versus anziano. Ai capelli? Are păr? Nu. Ha la barba? Are barbă? Da. Si. Si? E lungă o cortă? Este lungă sau scurtă barba? Scurtă. Corta. E vestito? E îmbrăcat? Da. Cum e vestito? Cum e îmbrăcat? Negru. Nero. I vestiti sono larghi o stretti? Largi. Larghi. Tipo tunica, vuol dire? Ca și o mantie. Da. Nella tunica c'è qualche logo? Pe această mantie există vreun logo, vreo inscripție, ceva? No. Chiedi mentalmente a questa figura maschile come si chiama? Întreabă-l mental pe acesta cum se numește. Dimmi il nome che ti arriva in mente. Și spune-mi numele care ați ajunge imediat. Vasile. Vasile. Come? Vasile. Vasile, ok. Tu conosci questa figura maschile che vedi davanti? Tu conosci questa figura masculina pe care o vezi in fața ta? Basile. Sì. No. 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 Allora, adesso voglio provare il canale telepatico e quindi voglio parlare attraverso te con Basile. Acum vreau să-ți încerc canalul telepatic și vreau să vorbesc cu Basile prin intermediul tău. Lo permetti? Îmi permiți? No. Beh, lasciami con Basile. Lasă-mă cu Basile. Uno, due, tre. Basile. Basile, da. Cosa ci facevi nel petto di Nicolai? Ce facei tu in pieptul lui Nicolae? Cosa facevi lì? Ce facei acolo? Tu da dove vieni, Basile? Tu de unde vii, Basile? Nu pot să mă concentrez, nu pot să intru. Nu pot să concentrarmi, nu pot să intrare. Lasă-mi cu Basile. Lasă-mă cu Basile. Basile! Non te ne andare. Vasile, nu pleca. Ai paura di me? Ți-e frică de mine? Non te ne andare se sei canalizzato. Nu pleca dacă ești canalizat. Bene. Tu te ne vai quando te lo dico io. Tu pleci doar când îți spun eu. Lasciami con Nicolae. Lasă-mă cu Nicolae. Disconnetti Nicolae. Deconectează-te Nicolae. Ok. Una cosa importante, Nicolae. Un lucru important, Nicolae. In questa sessione non mi devi dire delle cose negative. În această sesiune nu trebuie să-mi spui nimic negativ. Perché come sai e come scoprirai di nuovo, sei potere e tutto quello che pensi lo crei. Pentru că deja așa cum bine știi și cum vei descoperi pe parcursul sesiunii, tu ești putere și în tot ceea ce crezi și zici, crezi. Quindi se mi dici non mi posso concentrare per la sessione, sarà difficile concentrarti. Deci dacă tu îmi spui este dificil să mă concentrez, va fi dificil pentru această sesiune să o faci. Quindi, se io ti dico di visualizzare, di canalizzare o lo che sia, in quel momento, solamente in quel momento, non lo stai facendo, rimani in silenzio e io cambio la domanda. Așadar, dacă eu îți spun să vizualizezi, să canalizezi, să simți, să percepi în acel moment, iar tu nu poți, nu îmi răspunde negativ, rămâi în liniște. Eu voi schimba întrebarea. Benissimo. Vasile e ancora lì davanti a te? Vasile este încă în fața ta? Da. Sì. Mm. Innanzitutto, rimpicciolisce-lo, deve essere più basso di te.
Înainte de toate, fol să devine mic, 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 trebuie să fie mai mic decât tine. Questo è il tuo spazio e qua comandi tu. Acesta este spațiul tău, aici comanzi tu. Benissimo. Quando lo vedi più basso di te, me lo dici. Când îl vezi mai mic decât tine, îmi spui. Bene. È più basso di te. Dove ti arriva più o meno? Este mai mic decât tine. Unde, până unde ți ajunge, mai mult sau mai puțin? Al petto. Perfetto. Al petto. La piept. Foarte bine. Adesso che è più basso di te e quindi è meno potente perché gli stai dando meno potere, voglio riparlare con lui. Acum că este mai mic decât tine și deci mai puțin puternic decât tine, vreau să vorbesc din nou cu el. Posso? Pot? Da. Basile! Da. Cosa ci facevi nel petto di Nicolae? Ce facevi in pieptul lui Nicolae? Cosa ti dà Nicolae? Ce-ți dă Nicolae? Energie. Lo so che ti dà energia, però io voglio sapere quale energia. Știu că dă energie, dar eu vreau să știu care, ce fel de energie. Frica. Paura. E tu cosa ci fai con la paura? Iar tu ce faci cu frica? Dammela, io voglio la paura. Dammi-o, eu vreau frica. Dai, è mia, via. Hai, este a mea. Forza, dă-la a me. Dammi-o mie. Così, bravo. Așa, bravo. Vedi cum sei obedient, eh? Vezi cum ești obedient? Dammi pure la tua paura, che stai morendo di paura. Dăm și frica ta, că mor de frică. Così, tu devi morire di paura. Așa, tu trebuie să mor, da, de frică. Obediente, perfect. Obedient. Così mi piace. Ah, așa îmi place. Quanta energia, bella. Ah, câtă energie frumoasă. E lasciami con Nicolae di nuovo. Lasă-mă cu Nicolae din nou. Pauroso. Fricosule. Disconnetti, Nicolae. Disconnetti. Bene, Nicolae, dimmi come vedi adesso questo Vasile. Acum spune-mi din nou cum îl vezi pe acest Vasile. Come lo vedi adesso che... No, parca s-a albit. Sembrerebbe che si è sbiancato. Sbiancato, vedi? Questo che ho fatto, in realtà l'hai fatto tu. Ceea ce eu am făcut, în realitate, tu ai făcut. Perché questo è il tuo spazio, e qua comandi tu, non comando mica io. Pentru că acesta este spațiul tău, în spațiul tău comanzi tu, nu comand eu. Solo che tu stai seguendo le mie istruzioni perché siamo d'accordo in collaborare per questa sessione. Doar că tu asculti instrucțiunile mele pentru această sesiune, pentru că avem un acord să colaborăm în asta. Adesso metti Basile in un angolino. Acum pune-l pe Vasile într-un colț. Incatenalo. Pune-i lanțuri. E poi torniamo da lui. După aceea ne vom întoarce la el. Lui non si deve muovere da lì, è uno schiavo. El nu trebuie să se miște de acolo, este un sclav. Perfetto. Quando lo vedi all'angolino incatenato, dimmelo. Când îl vezi la colț, în lanțuri, anunță-mă. Inginocchiato. Și îngenunchiat. E lì? E acolo? Da. Benissimo. Foarte bine. Prima di andare avanti, Claudia, leggi il suo DNA e dimmi a quale specie appartiene. Înainte de a merge înainte, Claudia citește-i și descifrează-i ADN-ul și spunem cărei specii aparține. Dintr-o dată văd un șarpe care e într-o formă de spirală și e negru. Al improviso vedo un serpente nero a forma di spirale. Ok. Nicolae, fammi parlare di nuovo con questo Vasile. Lasă-mă din nou, Nicolae, să vorbesc cu acest Vasile. Perché ti eri travestito da anziano? De ce te-ai deghizat în bătrân? Rispondi. Răspunde. Veloce. Rapid. Eh? Perché ti apparivi come un anziano? De ce ne apărai ca un bătrân? Cos'eri, lo spirito guida? Ce erai, spiritul ghid? Eh? Chiamă il tuo capo. Chiamă-l pe șeful tău. A voi ce penso io adesso. La voi, de voi mă am eu grijă. Chiamă-l tuo capo. Chiamă-l pe superiorul tău. 1, 2, 3. Chi sei tu? Cine ești tu? Come ti chiami? Cum te cheamă? Lasciami con Nicolae. Lasă-mă cu Nicolae. Disconnetti, Nicolae. Nicolae, guarda il capo, che forma? Nicolae, privește-l pe șeful. Ce formă are? E apparso il capo? A apărut șeful? O vede solo il serpente. Sau vezi doar șarpele? Cosa vedi, Nicolae? Ce vezi, Nicolae? O l'anziano. Sau bătrânul, ce vezi? Bătrânul. L'anziano. Vabbè,
Va bene, ok, sta bene. Andiamo avanti. Continuăm. Dall'anziano ci torniamo dopo. La bătrân ne întoarcem după aceea. Adesso andiamo da un'altra parte. Acum mergem în altă parte. Adesso andiamo al primo momento in assoluto, il primo, dove tu incontri tua madre. Acum vom merge în primul moment în absolut, când tu întâlnești actuala mamă din această viață. Vediamo dove l'hai incontrata per la prima volta nella tua esistenza. Să vedem unde ai întâlnit-o pentru prima dată în toată existența ta. 1 2 3 Sei solo o c'è qualcuno? Ești singur sau ești cu cineva? Nicolai, solo o con qualcuno? Nicolai, non do siamo. Non mi rendo conto. Com'è il posto dove sei? Cum este locul unde ești? Ok, una città antica. Una città antica. Ok. Più o meno questa città antica in quale parte del mondo si trova? Mai mult sau mai puțin în care parte a lumii? Grecia. Grecia. Che anno è? Ce an este? Più o meno, eh? Mai mult sau mai puțin. Che secolo è? Ce secolo e? 10 înainte de Hristos. 10 avanti Cristo. Tu come ti chiami? Cum te cheamă? Enes. Come? Enes. Enels. Enes. Eneas. Ena. Eneas. Enes. Eneas. Eneas. Ok. Non so come staccare questi microfoni. Ok, Eneas, quanti anni hai? Câți anni hai, Eneas? Eneas, quanti anni hai? Câți anni hai? 40. 40. Sei sposato? Ești căsătorit? Ai figli? Nu. Ai copii? Ai figli? Nu. Nu. Che lavoro fai? Ce lucrezi? Come ti senti? Cum te simți? Stai bene? Da. Te simți bine? Cosa stai facendo? Ce faci? Cosa fai? Lavori, dormi, ti riposi, che fai? Ce faci? Lucrezi, dormi, ti odihnești? Mă odihnesc. Mi riposo. Sei a casa? Ești acasă? Da, e un palat ceva. Sì, un palazzo, qualcosa. Sei a casa tua e stai dormendo, giusto? Ești acasă la tine și dormi, corect? Nu dorm, stau, parcă mai... Non dormo. Nu dorm. To. Stau. Riposo. Ok. E adesso, da questo momento e da questo luogo, vai al momento in cui incontri quella che sarà tua madre in futuro nella vita di Nicolai. Acum, din acest loc și din acest moment, mergi la prima întâlnire cu ceea ce va fi mama ta în viitor. Bene. Dimmi, Eneas, dove sei? Spune-mi, Eneas, unde ești? Sei ancora nella stanza, dormendo, riposando? Ești încă în acea cameră, no, odihnindu-te? Nu. No. E dove sei adesso? Unde ești acum? E un posto aperto o chiuso? E un loc închis sau deschis? Deschis. Aperto. Sei solo? Ești singur? Da. Sì. C'è caldo o freddo? Cald sau frig? Cald. Cosa stai facendo? Ce faci? Nu știu. Non lo so. Ok, e allora dimmi che succede, ma andiamo al momento che ci interessa, dove incontri per la prima volta quella che sarà tua madre. Ok, atunci povestește-mi ce faci, mergi înainte, până ce vei întâlni pe cea care va fi mama ta.
Ce succede, Enea? Ce se întâmplă, Enea? Povestește. Cosa vedi, Claudia? Ce vezi, Claudia? Văd energia unei femei în formă de unde, foarte mișcătoare, foarte instabilă, care se apropie de el. Vedo l'energia di una donna a forma di onde, molto instabile, che si avvicina a lui. Ok, adesso stai molto attento, Eneaf, a quello che viene detto, co-crea con noi, visualizza quello che diciamo, perché poi continuo con te. Acum fii foarte atent, Nicolae, la ceea ce se spune, pentru că trebuie să co-creezi cu noi, deoarece după aceea vom continua cu tine. Benissimo. Continua, Claudia? Energia asta parcă se modulează ca să o perceapă mai bine, să o înțeleagă pe cea lui Nicolae. Questa energia sembra che si modula in una maniera di essere percepita dall'energia di Nicolae. E lui quando la perce... di Enaf. Enaf. Di Enaf. E lui cosa fa? Și el ce face? E ca și cum ar fi prins în una din acele unde. Începe să fie prins. El este foarte stabil, are un câmp foarte amplu și deschis, curat, dar totuși una din frecvențele undelor îl prinde. E în quel momento una delle frecuențe di queste onde lo becca, lo prende. Lui e in quel momento è molto stabile, un campo puro, pulito. Ok. Eneaf, come ti senti adesso che queste onde stanno interferendo su di te? Cum te simți, Neaf, acum că aceste unde interferează cu tine? Abuzat. 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 Abuzat în ce sens? Come? În ce sens? Cum? Mă deranjează. Mi disturba. E în ce tip de fastidio senti? Și ce fel de deranj simți? Mă obosește. Mi stanca. Ok. Adesso Eneaf osserva da dove arrivano queste onde. Acum Eneaf observă de unde vin aceste onde. Seguile al contrario, vai indietro, seguile. Mergi înapoi, urmăreștele și vezi de unde vin. Bene. Da dove arrivano, Eneaf? De unde ajung aceste onde? Da dove arrivano, Claudia? De unde vin, Claudia? Din câmpul mamei. Dal campo de la mamma. O văd foarte schimbătoare. Mereu își modulează energia pentru a-l prinde în una care se creeze sincronicitate. La vedo molto in continuo cambiamento. Lei modula sempre per beccarlo, per prenderlo sempre, per prendere quella frequenza perfetta per creare la sincronicità. Però quando parli di madre, parli della madre di Nicolae, giusto? Dar când vorbești de mamă, vorbești de mama lui Nicolae. Da. Però non la madre di Eneaf. Însă nu de mama lui Eneaf. E aceeași. E la stessa. E quindi l'ha già incontrata prima di questo momento. Deci deja s-au întâlnit înainte de acest moment. E allora andiamo indietro nel tempo, perché voglio sapere esattamente quando si sono incontrati per la prima volta in assoluto. Atunci mergem din nou înapoi în timp, pentru că vreau să știu când s-au întâlnit prima oară în absolut. Bene, cosa vedi, Claudia? Ce vezi, Claudia? În acest moment, în această viață pe care a văzut-o și el ca Eneas, aici și percepția mea că a întâlnit-o pentru prima oară, doar că aici nu era mama lui. In questa vita ho la stessa percezione che ha avuto anche Eneas, in questa vita di Eneas, solo che in questa vita ancora non era sua mamma. O vedo a distanza, appunto, mereu. Non è la madre di Eneas. La vedo a distanza sempre. Deci nu e mama lui Eneas în această viață. Ok. Eneaf conosce questa donna? Eneaf cunoaște această femeie? Chiedi-lo a Eneaf. Întreabă-l pe Eneas. Cosa ti dice? Ce îți zice? La conosce? O cunoaște? Va bene. Come si chiama questa donna? Cum o cheamă pe această femeie? Claudia, come si chiama? Albea. Alba? Albea. Alber? Albea. Ah, Albea. Ok. Lasciami con Albea. Lasciami con Albea. Albea. Buona. Buona. Quanti anni hai, Albea? Câți ani ai, Albea? 39.
39. Quanto sei bella. Ce frumoasă ești. Cosa stai facendo, Albea? Ce faci, Albea? Bine. Bene. Cosa stai facendo? Ce faci? Privesc în jur, îmi trăiesc viața. Come? Privesc în jur, îmi trăiesc viața. Nimic guardo special. Intorno a me e vivo la vita. Sì, sì, ho visto la batteria. Ok. E tu conosci Eneas? Tu îl cunoști pe Eneas? Aproape, urmează. Quasi, quasi. Sto... Tra un poco. Tra un poco che vuol dire? Peste puțin ce înseamnă? Că urmează. Că urmează să ne cunoaștem. Că tra un po' ci conosceremo. E come lo conoscerai? Și în ce mod îl vei cunoaște? Voi face în așa fel să ne intersectăm. Farò in tal modo di intersectarci. E perché vuoi conoscerlo? E și de ce vrei să-l cunoști? Pentru că îmi place. Perché mi piace. Perché ti piace? Și de ce îți place? Pare potrivit mie. Sembra giusto per me. E perché giusto per te? Come deve essere un uomo per te? Și de ce ti se pare că ar fi potrivit pentru tine? Cum trebuie să fie un om potrivit pentru tine? Curat. Pulito. Mare. Uman. Cum ti piacciono gli uomini? Cum îți plac bărbații? Așa ca el. Così come lui. E come lui. Voglio dire, è una persona forte, dominante o no? No, no, no. Și cum este? Este o persoană puternică, dominatoare? Cum e? Puternic, dar nu dominant. E puternic, dar nu dominant. E forte, ma non dominatore. Non ti piacciono gli uomini dominanti? Non ti piacciono uomini dominatori? Dominanti? Perché no? De ce nu? Non plac. Non mi piacciono. Non sono potriviți mie. Non sono adatti a me. Hai provato mai? Hai incercato vreodată? No. No. Allora, prima di decidere se ti piacciono quelli dominanti o no, prova pure quelli dominanti. Înainte să decizi dacă îți plac cei care te domină sau nu, încearcă unul care te domină. Nu vreau. Nu voglio. Și nu știu ce vrei tu. Eu nu știu ce vrei tu. Eu voglio dominarti. Eu vreau să te domin. Eh? Provi? Mm? Încercăm? Dai, fă-te dominare. Hai, lasă-te dominată. Nu știu cum e asta și nu accept. Okay. Non so come questa cosa e non accetto. Lasciami con Claudia. Lasciamo con Claudia. Ti sconnetti, Claudia. Deconnettiasete, Claudia. Benissimo. Claudia, continua. Dimmi come invia queste onde e che cosa succede con Enaf. Acum continuo. Spune cum îi trimite ea aceste unde și ce se întâmplă cu Enaf. Văd o apropiere. Se inițiază o conversație subliminară între ei. Vedo come si avvicinano, inizia una conversazione subliminale tra di loro. Și la început foarte mult ea își arată o parte din undele ei care seamănă foarte mult cu câmpul lui. Curată, dreaptă, directă, onestă, ca și el. E all'inizio lei fa vedere a lui solo una parte di lui attraverso queste onde, quindi una persona diritta, onesta, pulita. Ok, benissimo, allora facciamo così. Adesso io conto da 1 a 3. Acum è un numero della 1 alla 3. Al mio 3 Claudia canalizzi di nuovo Albea e tu Eneaf, sei Eneaf. Vediamo qual è la vostra conversazione subliminale. Deci la treiul meu, Claudia o canalizează pe Albea, iar tu, Eneaf, pe Fian Eneaf, să vedem care este conversația voastră subliminală. Al mio tre, conversate subliminalmente. La treiul meu, conversați subliminal. Uno, due, tre. Eneaf, eu sunt exact ca tine. Eneaf, eu sono uguale a te. Și doar așa. Solo così.
pe mine te poți baza tot timpul și în orice situație. Su di me puoi contare in qualsiasi momento e in ogni situazione. Puoi rispondere, Neaf, se vuoi. Posso rispondere, Neaf, se vuoi. Posso rispondere, dacă vrei. Așa să fie. Che così sia. Enough, perché accetti così, subito, questa donna che si avvicina a te? Eneas, de ce o accepți așa, imediat, pe această femeie care se apropie de tine? Cos'è che ti piace di questa donna? Ce anume îți place la această femeie? Enough. Eram singur și îmi place. Ero solo e mi piace. Ok, e quindi che succede? Continua. Și deci ce se întâmplă? Continua. Che cosa fa questa donna? Ce face această femeie? Mă acaparează. Mi sta prendendo. E a te piace? Mi accapara. Și ție îți place? Nu. Perché no? De ce nu? Tu l'hai accettata. Tu hai acceptato. Perché non ti piace? De ce nu-ți place? Cosa senti? Ce simți? Îngrădit. Ce? Îngrădit. Si sente opresso. E ti vuoi staccare da lei? Ci vrei să te detașezi de ea? Da. E perché non ti stacchi? Și de ce nu te detașezi? Nu știu. Cosa ridi, Albea? Ce râzi? De ce râzi, Albea? Pentru că e tot mai greu. Trimit alte unde, alte frecvenții. Perché? E sempre più difficile perché io mando e rimando altre onde e lui lo aggancio. Ah, ti piace adesso che vorrebbe staccarsi ma non può, vero? Îți place acum că vrea să se detașeze de tine, dar nu poate, nu? Nu-mi place, e un proces normal. Nu mi piace, un proces normal. Îmi cunosc puterea. Conosco il mio potere. Lascia aperto, per favore. Vai. E che intenzioni hai con lui, Albea? Și ce intenții ai cu el, Albea? Să ne lănțui și mai mult. Să ne întâlnim, să ne reîntâlnim în alte frecvențe, în alte relații. Să strângem tot mai mult legătura. Di rimanere sempre insieme e di creare nuove connessioni, sempre più strette. Ok, benissimo. Lasciami con Claudia. Ok, lasciamo con Claudia. E disconnetti anche tu, Nicolai. Lasciamo con Claudia e deconnectează-te și tu. Ok, Nicolai e Claudia. Ok, Nicolai e Claudia. Perfetto. Bueno, Claudia e Nicolai. Claudia, dimmi quante reincarnazioni vedi prima che Eneaf viva la vita di Nicolai. Claudia, spune-mi câte reîncarnări vezi că ar fi avut înainte de a se de a fi Nicolae. Doar 4. Solo 4. Ok. E tu, Claudia, e tu vedi in queste 4 vite sempre la stessa presenza di Albea? Iar tu, Claudia, o vezi în toate aceste 4 existențe, vezi prezența Albei? No, da, doar în relații diferite. Ti provi, sì, solo che in relazioni diverse. Ok, e dimmi un po'. E dimmi un po'. Nella prossima vita, nella seguente vita, chi sarà questa donna nella vita di quello che adesso è Nicolai? Spune-mi în următoarea viață, cine va fi această femeie, Albea, care acum este Albea? Un sfătuitor, un soi de ghid uman. Una specie de ghido. Mai în vârstă ca el și mereu cu sfaturi. Mereu. Un anziano che li sta dando i consigli. Quante volte vedi la madre di Nicolai essere la madre di Nicolai? In quante vite?
În câte vieți o vezi ca fiind mama lui Nicolae? În următoarele două. Nele seguenti due. Ok. Ok, perfetto. Bueno, Nicolai, adesso facciamo una cosa. Quelle onde erano una programmazione. Ti dicevano, tu vuoi una donna e se la vuoi, queste sono le condizioni. Așadar, Nicolae, acum vom face un lucru. Acele onde era o programare care spuneau, dacă tu vrei o femeie, trebuie să te supui condițiilor. Tu l-ai accettato, ma nell'accettare poi non sei riuscito più a staccarti proprio a causa di questa programmazione. După care tu ai reușit să te detașezi, însă nu ai mai reușit din cauza acestei programări. Bene, quindi adesso facciamo così. Dietro ogni essere umano c'è sempre un essere che non è umano, che non è fisico. Acum îți spun că în spatele fiecărei ființe umane există o ființă care nu este umană. Però noi stavolta, per comodità, invece di lavorare con gli esseri non fisici, lavoriamo direttamente con questi esseri fisici, come se fossero loro. Însă noi acum, în loc să lucrăm cu ființele non fisice, vom lucra cu ființele fizice. Quindi tu tratterai adesso, da adesso in poi, come un'interferenza sia tua madre e sia la tua ex compagna. Așadar, tu de acum înainte vei trata ca și cum ar fi o interferență legătura cu mama și cu ex partenera ta. Bene. Quindi, ricordati che ci abbiamo sempre l'anziano messo nell'angolino. Ci torniamo dopo. Amintește că avem bătrânul care este la colț, la care ne vom întoarce peste puțin. Ok, quindi l'anziano è nell'angolino, lo vedi? Așadar, bătrânul este la colț, îl vezi? Da. Bene. Adesso in questa stessa stanza chiama tua madre e la tua ex compagna. Acum în aceeași cameră cheamă pe mama ta și pe fosta ta prietenă. Quando vedi entrambe di fronte a te in questa stanza dove l'angolino c'è l'anziano, dimmelo. Când le vezi pe amândouă în fața ta, în aceeași cameră unde este și bătrânul, anunță-mă. Bene. Tua madre a sinistra o a destra? Mama ta este la dreapta. Destra. Bene. Ok. Adesso tu tratterai loro? Acum tu le vei reține pe amândouă? Ripeto, come se fossero loro gli interferenti. Repet, ca și cum ele sunt interferentele. Prima di tutto, dimmi in quale parti del tuo corpo vedi collegata tua madre. Înainte de toate, spune-mi în care parte a corpului tău o vezi conectată pe mama ta. Dreapta, destra. La partea destra? Partea dreaptă. Ok, del ventre, nu? L'abdomen, da? Vai. E invece osserva dove è collegata la tua ex compagna. Acum vezi unde este conectată fosta ta prietenă? In quale parte del tuo corpo? În care parte a corpului? Il ventre centrale? Abdomen okay. In centro. Allora, tua madre è dominatrice, la tua ex compagna lo era pure, perché? Perché stai ripetendo i passi che ti detta la programmazione che viene da quattro vite a questa parte. Mama ta era o dominatoare, partenera, ex partenera ta la fel. Toate astea provin din acea programare, din acea viață. E adesso è venuto il momento di rompere questa programmazione. Sei d'accordo? Acum a venit momentul să rupi această programare, să o distrugești, de acord? Da. Benissimo. Prima di tutto, osserva nel tuo corpo mentale, nella tua mente, queste programmazioni. Înainte de toate, observă în corpul tău mental, în mintea ta, aceste programări. È un'energia. Este o energie. Dimmi di che colore la vedi. Spune-mi ce culoare o vezi. Care? Digli, dia questa energia nella tua mente di uscire dalla tua testa. Spune acestei energii din mintea ta să iasă. E che si metta accanto a queste due donne. Și spune-i să se poziționeze lângă aceste două femei. Beh, da quale parte esce? Din care parte iese? Din dreapta. De la parte destra. Bene. Quando è uscita completamente, dimmelo.
Când a ieșit complet, anunță-mă. Perfect. Perfect. E già accanto alle due donne. Perfect. Este deja lângă cele două femei. Come ti senti adesso che è uscita? Cum te simți acum că ai ieșit? Mai ușor la cap. Più leggero a livello della testa. Perfetto. Adesso che questa programmazione è stata eliminata dal tuo corpo mentale, possiamo procedere alla disconnessione con queste due donne. Acum că această programare a ieșit din corpul tău mental, din mintea ta, putem să trecem la deconectarea de aceste femei. Però prima facciamo anche una pulizia non solo mentale, ma anche emozionale. Însă înainte vom face o curățenie nu numai mentală, dar și emoțională. Dimmi dove senti paura. Spune-mi unde simți frică. Quale parte del corpo? În care parte a corpului? Bene. Prendi questa energia di paura, la estrai dal corpo e la butti via. Adună această energie a fricii, extrage-o din corpul tău și arunc-o. Pugli la telefono. Bene, quando hai fatto dimmelo. Când ai făcut-o, anunță-mă. Fatto? Da. Come ti senti adesso senza paura? Cum te simți acum fără frică? Bine. Bene, adesso dimmi dove sta la rabbia. Acum spune-mi unde stă supărarea, furia. Dove, Nicolae? Quale parte del corpo? Ah, dove è collegata tua madre, no? Ah, deci unde este conectată mama ta. Ok. Prendila pure e buttala via. Aduno, extragio și arunco. Fatto? Hai făcut-o? Da. Bene. E adesso dimmi dove sta la frustrazione. Acum spune unde stă frustrarea. Quale parte del corpo? Care parte a corpului? Bene, prendila pure e buttala via. Arunco și pe aceasta. Bene, straila. Extragio. Buttala. Arunco. Perfetto. E adesso dimmi dove sta. Dove stanno i sensi di colpa? Acum spunem unde este vinovăția. Dove? Unde? Buttali via. Arunco. Uno, due, tre. Perfetto. E adesso dimmi dove sta la tristezza. Acum spunem unde este tristezza. Dove sta Nicolai? Unde este Nicolai? Butta pure la tristezza. Arunca și tristețea. Perfect. E adesso come ti senti, Nicolai? Acum cum te simți, Nicolae? Meglio o peggio? Mai bine sau mai rău? Mai bine, dacă am ambigu. Meglio, però un po' ambigu. Bene. E adesso? Vabbè, ancora dobbiamo fare un po' di lavoro, eh? Încă trebuie să mai lucrăm. Adesso riempiti con energia di sicurezza. Acum umple-te cu energia siguranței. Ecco, adesso ti senti forte e sicuro. Acum te simți puternic și sigur pe tine. Bene. In quale parte del corpo senti questa energia, Nicolai? In care parte a corpului simți această energie, Nicolae? Benissimo. Foarte bine. Adesso ti senti più forte e più leggero. Acum te simți mai puternic și mai ușor. Bene, e adesso che ti senti molto meglio emozionalmente e molto meglio mentalmente, osserva queste due donne davanti a te e dimmi come le vedi. Acum că te simți mult mai bine din punct de vedere mental și emoțional, privește aceste două femei din fața ta și spune-mi cum le vezi. Sono come prima o diverse? Sunt la fel ca înainte sau sunt diferite? Nicolai? Sunt mai șterse, fără importanță. Sono più pallide, senza importanță. Benissimo, ottimo, ottimo lavoro. Foarte bine, un muncă optimă. E adesso loro non possono fare altro che obbedirti perché non stai più nel loro gioco di programmazione. Acum ele nu pot face altceva decât să te asculte ele pe tine, să fie obediente, pentru că tu nu mai stai în acest joc al lor.
E quindi si stanno indebolendo, per questo le vedi pallide. De aceea le vezi atât de șterse, pentru că ele își pierd puterea. E quindi adesso loro ti obbediscono. Iar acum ele te ascultă. Le cose sono cambiate perché tu non stai dando più a loro potere. Lucrurile acum s-au schimbat pentru că tu nu mai dai puterea ta lor. Bene, adesso di a tua madre di togliere tutte le connessioni che ha con te, di staccarle tutte. Acum spune mamei tale să și ia toate conexiunile pe care le are cu tine. Dimmi cosa fa tua madre. Spune-mi ce face mama ta. Che sta facendo? Ce face? Ti obbedisce? Te ascultă? E supărată, dar mă ascultă. E arabiata, ma mi obbedisce. Perfetto, hai visto come funziona, eh? Perfetto, hai văzut cum funcționează. Così, arrabbiata, adesso è lei quella frustrata. Așa o vreau, supărată, acum ea este cea frustrată. Dimmi cosa ti sta togliendo. Spune-mi ce anume extrage ea de la tine. Ce și ea înapoi. Cosa ti toglie, Nicolai? Ce ia de la tine? Vabbè, dimmi quando ti vedi disconnesso da lei. Bine, atunci spune-mi când te vezi deconectat de ea. Nicolai? Adesso di la stessa cosa alla tua ex compagna, di staccarsi, staccarti tutte le connessioni. Acum spune același lucru și fostei tale partenere, să-și deconecteze toate conexiunile. Al mio tre vedi le due donne completamente scollegate da te. La treiul meu vei vedea aceste două femei complet deconectate de tine. Uno. Due. Scuze. Tre. Voilà. Cosa vedi, Nicolai? Ce vezi, Nicolai? Spațiu între mine și ele. Spațiu tra me e loro. E tu come ti senti? Cum te simți tu? Ușor, liber. Leggero e libero. Bene, adesso facciamo un'altra cosa. Foarte bine, acum facem altceva. Adesso trasforma la tua ex compagna in un uccello. Acum transformo pe fosta ta parteneră într-o pasăre. Lo sai che gli uccelli hanno paura degli esseri umani e volano via. Știi că păsările, păsărelele, păsărelelor le este frică de ființele umane și zboară, fug. Quindi transforma in un uccello e dimmi cosa fa la tua ex compagna. Deci transformă într-o pasăre, într-o păsărică și spune-mi ce face fosta ta parteneră. Innanzitutto dimmi in quale uccello l'hai trasformata. Înainte de toate spune-mi în ce fel de pasăre ai transformat-o. Cior. Corvo. E un corvo, eh? Bene, e quindi che succede? Si desce se întâmplă? Il corvo che fa? Vola via o rimane lì? Cioara ce face? Zboară sau rămâne acolo? E lì o è andato via? Este acolo sau a plecat? Nu a plecat. Non se n'è andata. No? Bene, tu fagli pss, vedrai come scappa. Tu speri o să vezi cum fuge. Ia, uno, due. Corvo volato via. Cioara a zburat. Guarda come scappa, guarda, guarda, guarda. Fii atent cum zboară. Guarda, ha lasciato pure cadere una penna. Fii atent, uite-te cum a lăsat să-i cadă și o pană. Vedi la penna che è rimasta? Vezi pana care a rămas? Da. Distrugi-la. Distrugi-o. Scomparsa la penna. A dispărut și pana. Hai distrutto la tua ex compagna dalla tua vita. Hai distrus-o pe ex partenera ta din viața ta. Il corvo. Cioara. Come va, Nicolai? Cum merge, Nicolai? Bine. Bene. Adesso però rimane tua madre. Acum însă rămâne mama ta. In cosa la vuoi trasformare? În ce vrei să o transformi? Un altro animale che scappa alla vista di un essere umano. Un alt animal care fuge atunci când vede o ființă umană. Io pure. Coniglio. Ottimo! Vai, trasformala in un coniglio. Ottimo, alegere ottimo. Transformo într-un iepure. Però tu la devi tenere per adesso dalle orecchie. Însă tu momentan trebuie să-l ții de urechi. Bene. Hai visto? Guarda come si dimena perché vuole scappare. Hai văzut? Ia uite cum se zbate pentru că vrea să fugă. Guarda, guarda, paura, guarda cum ha paura. Fii atent ce frică este.
Ti piace il coniglio al forno? Îți place iepurele la cuptor? No. No. Guarda, guarda il coniglio come si muove nelle tue mani, guarda. Privește, privește iepurele cum se zbate în mâinile tale. Adesso, quando vuoi, lo lasci per terra e lo vedrai scappare per sempre dal tuo spazio. Acum, când vrei, poți să-i lași urechile, să-l lași pe pământ și o vezi cum fuge definitiv din viața ta, dispare. Bene, dimmi che succede, Nicolae. Foarte bine, spune-mi ce se întâmplă, Nicolae. A fugit. È scappato. Bene. E quindi adesso davanti a te cosa vedi? Foarte bine. Și acum în fața ta ce vezi? Cosa vedi, Nicolae? Ce vezi, Nicolae? Nicolae? Spațiu gol. Bătrân. Lo spazio vuoto è l'anziano. L'anziano, è vero. Anziano. Bătrânul, adevărat. Bueno, con l'anziano ci possiamo divertire un po' di più, no? Cu bătrânul ne putem distra un pic mai mult, nu? Che dici? Ce zici? Facciamo un po' di esercizio con il tuo potere? Să facem puține exerciții cu puterea ta? Hai Nicolae? Hai Nicolae? Putem. Possiamo. Ok, quindi legalo al lampadario con la barba. Acum leagă-l de candelabru, însă le legi de barbă. Bene, fatto? Hai făcut-o? Da. Bueno, nel frattempo, Claudia, lasciami con l'anziano. Între timp, Claudia, lasă-mă cu bătrânul. Come va lassù? Cum îți merge ție acolo sus pe candelabru? Vreau să vorbesc așa. Non posso parlare così. E invece parli. Nu, nu, tu vorbești. C'è qualcosa che vuoi dire... A Nicolae? Este ceva ce mai vrei să-i spui lui Nicolae? Nu mă interesează nimic de acum. Nu mi interesa più nulla di lui. Sei pronto per morire? Ești pregătit să mori? Nu. No. No. Peggio per te? Îmi pare rău pentru tine. Perché Nicolae sta per distruggerti. Pentru că Nicolae este pe punctul de a te distruge. Nicolae? Adesso? Anche a lui toglierai il permesso di stare nel tuo spazio come hai fatto con le altre due donne. Acum, Nicolae, îi vei retrage și lui permisiunea de a sta în spațiul tău, la fel cum ai făcut cu celelalte două. E una volta che non ha più il tuo permesso, non può più stare con te e nel tuo spazio sparisce. Și odată ce nu mai are permisiunea ta, nu mai poate sta în spațiul tău și deci dispare. Benissimo. Pronto? Foarte bine. Ești pregătit? Bene, da. Al mio tre lo distrugi. La treiul meu îl distrugi. Uno, due, tre. Sparito. A dispărut. Dispondete, Claudia. Voilà. Bene, Nicolae, come ti senti? Cum te simți, Nicolae? Liber. Libero. Cosa vedi davanti a te? Ce vezi în fața ta? Lumino. Luce. Bene, e adesso Nicolae, con queste nuove condizioni esoteriche, osserva il tuo futuro. Acum, Nicolae, cu aceste noi condiții esoterice, observă-ți viitorul. Bene, dimmi come vedi il rapporto con tua madre. Spune-mi cum vezi raportul tău cu mama ta? Come ti vedi con lei? Cum te vezi tu cu ea? Nicolae? Armonioso. Armonioso? Armonioso. Cioè vuol dire che con tua madre va tutto benissimo? Vrei să spui că, virgulă, cu mama ta este tot în regulă, merge totul bine? Sì? Da? Da. Non vuole più dominarti? Nu vrea să te mai domine? Nu mai are putere. Non ha più il potere. Bene. E tu cosa farai? Venderai l'azienda o no? Și tu ce vei face? Vei vinde firma și tot ce ai? Da. Sì. E lei cosa farà? Și ea ce va face? Treaba ei. Problemii soi.
Guardala, guardala, come... Privește, privește, cum ia chestia asta? Suferă. Sta soffrendo. Beh. La causa della sua sofferenza è lei stessa. Causa sofferenței ei este chiar ea însăși. Tu ormai sei libero. Tu de acum ești liber. E adesso osserva la tua ex compagna. Acum observo pe fosta ta parteneră. Come ti vedi con lei? Cum te vezi cu ea? Senti che ti interessa? Simți că te mai interesează, că te interesează? Nu. E dimmi nel tuo futuro se trovi un'altra compagna. Spune-m dacă în viitor îți vei găsi o altă parteneră. Da. E dimmi che caratteristiche ha questa compagna. È una dominatrice? Spune-mi ce caracteristici are această nouă parteneră. Este una care domină? Nu. E una sottomessa? Este una care este supusă? E Nicolai? La vedi sottomessa? O vezi că este supusă? Cooperantă. Sta cooperantă. Și iubitoare. E amorevole. Bene, ok, perfetto. Adesso? Bueno, Claudia, tu invece come lo vedi? Tu, Claudia, spune-mi cum îl vezi? Îi văd din nou acel câmp frumos, dar fără nișele care să creeze sincronicități. Vedo din nou quel campo bello, pulito, però senza le crepe per creare quelle sincronicità. Ok. Come lo vedi nel futuro nel suo rapporto con la madre e con la nuova compagna? Cum îl vezi pe viitor în raportul lui cu mama și cu noua parteneră? Este foarte încrezător în sine și sunt separate câmpurile. Ele problemele lor, iar el cu ale lui. È molto fiducioso in se stesso. Sono separati i campi, divisi, ognuno coi suoi problemi, tra virgolette. Benissimo, e adesso disconnettete da tutto e da tutti. Acum deconectați-vă de toți și de toate. Il corpo comincia a risvegliarsi. Corpul începe a se trezi. Il corpo comincia a farsi sempre più leggero. Corpul este din ce în ce mai ușor. Sempre più forte. Și în același timp din ce în ce mai puternic. Tu senti una sensazione di benessere in tutto il corpo. Tu simți o senzație de bunăstare în tot corpul. Apri gli occhi. Deschide ochii. E buona ziua. Buona ziua. Buona Claudia. Come va? Okay. Come te simți? Come te simțiți? Bine, mulțumesc. Senti una differenza tra il... Che? 11:11. Sincronicità. Senti qualche differenza tra prima della sessione e adesso? Sì, differenza tra începutul și sfârșitul sesiunii? Da, mă simt liniștit acum. Sì, mi sento tranquillo adesso. Ok. Devo chiudere la registrazione, dimmi se vuoi che si pubblichi la sessione. Trebuie să închid înregistrarea, spune-mi dacă vrei să se publice această sesiune. Da, da, blurată față. Sì, però col viso coperto. Benissimo. Arrivederci.